14 puncte pe ordinea de zi. Vă rog să-mi permiteți să începem dezbaterea pe proiectele ședinței ordinare de astăzi. Cunoașteți, așa cum știu foarte bine, ordinea de zi, completată cu proiectul cu numărul 14, care ne aduce vești bune. Știu că l-ați dezbătut toate proiectele în ședințele pe comisii, nu le mai dau citire. Dacă sunt observații la ordinea de zi de astăzi, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Domnul director, domnul consilier, cum este votul? Deci în unanimitate. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesele verbale ale ședinței ordinare din 28 februarie 2017 și a ședinței extraordinare din 10 martie 2017. Există discuții? Există observații? Nu? Supun votului dumneavoastră. Cum se face? Separat sau pentru... Pe ambele, deci supunem votului noastră ambele procese verbale. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, în unanimitate trecem la ordinea de zi de astăzi, proiectul numărul 1. Raportul primarului municipiului Onești privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Onești în anul 2016. Aveți cuvântul, domnule primar? Mulțumesc. Cu permisiunea dumneavoastră nu o să dau citire întregului raport, că ar însemna să dureze foarte mult. În consecință, o să fiu foarte succint în această prezentare. Stimate doamne și stimați domn consilieri, după cum vă este cunoscut, una dintre atribuțiile importante ce îmi revină în calitate de primar prevăzută de articolul 63, alineatul 3, litera din legea 215/2001, administrației publice locale, este aceea că în primul trimestru al anului să vă prezint raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a localității. Datele prezentate în raport vă pot oferi o imagine generală asupra activității noastre în anul 2016, asupra modului și eficienței rezolvării problemelor comunității locale, respectând principiul transparenței decizionale. Raportul este structurat pe capitole și subcapitole astfel. Starea economică ce are ca subcapitole industria, agricultura și situația locuințelor în municipiul Onești. Capitolul 2. Infrastructura a municipiului Onești cu următoarele subcapitole. Alimentare cu apă și rețeaua de canalizare, producția și distribuirea energiei termice, distribuirea energiei electrice, sistemul public de iluminat, distribuția gazelor naturale, transportul urban, salubrizarea, gestionarea câinilor fără stăpân, administrarea cimitirelor, zonele verzi și întreținerea străzilor, trotuarelor, parcurilor, starea socială care are cuprins populația și fenomenele demografice, forța de muncă și șomajul, învățământul, sănătatea, cultură, sport și turism, starea mediului cuprinzând calitatea aerului, calitatea apei, gestiunea deșeurilor și poluarea fonică. Capitolul 3. Obiectivele primării municipiului Onești pentru anul 2016 și capitolul 4 cuprinde o anexă privind raportul de activitatea poliției municipiului Onești și al compartimentelor primăriei municipiului Onești în anul 2016. Îmi pot exprima convingerea că anul 2016 a reprezentat un an în care municipalitatea oneșteană și-a dovedit capacitățile manageriale, asigurând premisele ca în anul 2017 să putem continua drumul către modernitate. Da, foarte frumos. Cu permisiunea dumneavoastră, în cadrul acestui raport, în ceea ce privește starea, să zic, de siguranță a populației, aș da cuvântul domnului comandant al Poliției municipiului Onești. Mulțumesc frumos, domnul primar. În primul rând să mă prezint. Sunt comisar șef de poliție Anastasiu Lucian. Sunt împuternicit la comanda poliției municipiului Onești de la 1 noiembrie 2016.
În primul rând, mulțumesc pentru invitația făcută și de a avea posibilitatea să discut cu dumneavoastră. Vin de la Poliția Stațiunii Târgu Ocna, unde am desfășurat activitatea de 11 ani de zile acolo, în funcția de șef poliție. Principiul meu de bază este de a lucra împreună cu dumneavoastră pentru binele cetățenilor și mi se pare normal, așa trebuie să fie. Poliția Municipiului Onești, în conformitate cu articolul 22.2 din legea 218, dezvoltă activități împreună cu autoritatea locală pentru menținerea unui climat de ordine și liniște publică și siguranța cetățeanului. Și n-am să încep să prezint această informare strict, să o citesc pentru dumneavoastră, fiindcă am prezentat un material pe care i-a dat citire domnul primar, ci am să spicuiesc un pic din obiectivele noastre și ceea ce vrem să facem în 2017. În 2016 am avut 4 mari obiective generale, care au fost și la nivel național, respectiv creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, prin protejarea persoanei și a patrimoniului, siguranță stradală și rutieră, destructurarea grupărilor infracționale, asigurarea unui climat al mediului de afaceri și diminuarea riscului infracțional victimal în rândul minorului, prevenirea faptelor antisociale în imediată apropierea unităților de învățământ și unităților de învățământ. Am dezvoltat activități, am obținut și rezultate, fapt pentru care în 2000 am desfășurat activități de patrulare, activități operative, activități de prevenție, activități de informare. N-am să le enumer aici, fiindcă nu aș vrea să vă plictisesc pe dumneavoastră, ci aș vrea să vă prezint ce am realizat în anul 2016. Am scăzut la infracționalitatea sesizată, la nivelul localității, respectiv undeva cu 15%. Am scăzut la infracționalitatea stradală, undeva cu un procent de 3%. Am crescut un pic la infracțiunile contra patrimoniului, și aici nu este satisfăcător pentru noi. Și ce este cel mai important, am încercat să, și am reușit și nu am avut evenimente deosebite, fenomene infracționale deosebite pe raza localității dumneavoastră, unde dumneavoastră locuiți. Din analiza evoluției situației operative pentru 2016 au fost identificate o serie de riscuri ce ar putea fi materializat printr-o creștere a infracționalității în general, preponderență la infracțiunile de furt și cele comise cu violență, respectiv cele ce privesc infracțiunile de lovit și alte violențe. Aceste riscuri au ca și cauze schimbări socioeconomice în ultimii ani, care au condus la apariția unor noi fenomene, fluctuația ocupării locuitorilor, creșterea gradului traficului rutier în oraș, noi tipuri de activități infracționale, jaful în tranzit, care, colaborate cu actualele efecte ale crizei, printre altele, abandonul școlar, creșterea numărului de persoane care își pierd locul de muncă, dizolvarea sau falimentul mai multor societăți comerciale, apariția creșterilor de cartier, creșterea numărului de adolescenți consumatori de etnobotanice și droguri, favorizează apariția unei stări de nesiguranță, înmulțirea fenomenelor infracționale, precum și scăderea securității stradale. Poziționarea localității, care reprezintă și ea un risc, este prin aceea că, în sensul în care avem un nod de legătură, localitatea Onești reprezintă un nod de legătură pe Valea Trotușului, unul din cele mai importante, către municipiul Bacău, municipiul Brașov, municipiul Moinești, municipiul Altjur, fiind în calea infractorilor voiajori. Imposibilitatea acoperirii corespunzătoare a dispozitivului de siguranță publică datorită lipsei de personal care a fost în 2016, știți și dumneavoastră, cu plecările masive din rândul poliției române. Am încercat să acoperim acest risc, fiindcă s-au încadrat 20 de lucrători la nivelul Poliției Municipiului Onești, din sursă externă. Aceștia în prezent sunt școlarizați și urmează a intra în dispozitivele de siguranță publică. Față de cele mai sus prezentate, pentru a putea realiza prioritățile stabilite pentru anul 2016, respectiv creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, este impetuos necesar sprijinul regim de urgență din partea autorității locale, în primul rând pentru înființarea poliției locale și pentru modernizarea sistemului de supraveghere video existent
printr-o dispecializare atât la nivelul Poliției Locale cât și la nivelul Poliției Naționale. Suplimentarea camerelor existente cu camere performante pentru o preluare a imaginilor în timp real, care să ne asigure monitorizarea zonelor cu risc crescut infracțional din municipiu. Prin implementarea acestui proiect se va realiza o bună monitorizare a infracționalității în locații de cheie stabilite și care vor aduce beneficii constând în creșterea siguranței și securității în spațiile publice ale cetățenilor și a bunurilor acestora în zonele monitorizate, gestionarea rapidă și eficientă a situațiilor de urgență. Un eveniment înregistrat de acest sistem va putea fi transmis, comunicat rapid și altor instituții implicate, pompieri, jandarmi, ambulanță, SMUR, descurajarea infracționalității stradale, posibilitatea de a aproba în instanță infracțiunile comise conform prevederilor legale. Cu privire la înființarea Poliției Locale conform legii 155/2010, considerăm că este oportună înființarea Poliției Locale din mai multe puncte de vedere. Că Poliția Locală, conform legii 155, nu are numai compartiment de asigurare a ordinii și siguranței publice și paza bunurilor. Au domenii respectiv de circulație pe drumurile publice, disciplina în construcții, protecția mediului, activitate comercială, evidența persoanei, care deja aveți salariați dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, având în vedere faptul că obiectivul nostru general pentru 2017 constituie creșterea gradului de siguranță a cetățenilor în zona de competență prin protejarea persoanei și a patrimoniului, siguranță stradală și rutieră, putem să asigurăm autoritatea locală cu privire la faptul că lucrătorii sub unității noastre în prezent sunt motivați să depună toate eforturile pentru a contribui la asigurarea unui climat de siguranță în spațiul public, la reducerea riscurilor la care sunt expuși locuitorii municipiului, precum și la ameliorarea comportamentului rutier în favoarea respectării normelor în trafic. Eu am o țintă personală în ceea ce privește managementul activității desfășurate la nivelul Poliției Onești. Această țintă personală și această prioritate personală a mea o constituie apropierea momentului comiterii faptei de tragerea la răspundere a autorului. Mi se pare corect pentru cetățenii orașului ca atunci când sunt vătămați printr-o infracțiune sau printr-o faptă care li s-a întâmplat, autorul să fie tras la răspundere cât mai repede. Ca și date de început ale anului, pot să spun acum, în fața dumneavoastră, după aproape 3 luni de zile, că am scăzut la stocul de dosare de la începutul anului, 154 de dosare. Facem eforturi, dezvoltăm activități, considerăm că este foarte important ca cetățenii să se simtă în siguranță. Nu știm unde să punem siguranța cetățeanului sau partea cealaltă legată de accesibilitatea și facilitățile unui trai de viață decent. Cred că putem începe cu siguranța cetățeanului. O să ai de toate, dacă nu ai siguranță, este foarte dificil. Eu, din punctul meu de vedere personal, consider că cadrele pe care le am în subordine sunt motivate să asigure siguranța locuitorilor locuitorilor municipiului Onești și cât și a comunelor arondate, fiindcă suntem legați de aceste comune pe care le avem arondate. Avem două secții de poliție, secția 3 și secția 10. Am dezvoltat activități încă de la început și dezvoltăm activități punctuale pe fenomen pentru descurajarea infractorilor. Dacă dumneavoastră veți înțelege să ne ajutați să ne sprijiniți la început să dezvoltăm un proiect de monitorizare video a localității, o să vedeți și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, că este foarte important pentru cetățeni, fiindcă vor crește atât valoarea localității dumneavoastră, prin faptul că inclusiv valoarea locuințelor din localitatea dumneavoastră, fiindcă am văzut și eu, s-au dezvoltat aceste parcări, s-au făcut parcări amenajate, s-au făcut spații verzi foarte frumoase, s-au făcut investiții foarte bune în localitate. În schimb, dacă nu le asigurăm și nu intervenim în timp real, degeaba facem acest lucru. Printr-o monitorizare eficientă, printr-o dispecializare eficientă, putem interveni în timp real.
Și noi suntem pregătiți să intervenim în timp real. Dar trebuie să avem acest sistem de monitorizare video. Eu cam atât am avut să exprim. Mulțumesc încă o dată pentru invitația dumneavoastră. Și dacă sunt întrebări... Și noi vă mulțumim, drag. Mulțumim, domnule comisar șef. Dacă există discuții privind raportul primarului municipiului Ionești, dacă există discuții privind informarea făcută de către domnul comisar șef, întrebări... Nu există. Vă rog, domnul consilier. Nu am de făcut obiectiv nici asupra raportului domnului primar, nici asupra informării pe care a făcut-o domnul comisar. Eu am predat de când sunt de când a intrat în vigoare sau de când sunt consilier. Pentru înființarea acestei poliții locale am și făcut un regulament. Legea nu era modificată, dar am înțeles, s-au fost și sunt în continuare probleme cu bugetul. Însă, în ultimele discuții pe care am avut cu domnul primar, se pare că se va înființa Comisia Locală și deci este un pas făcut înainte. Așa cum a spus și dumneavoastră, ați regăsit două priorități pe care noi ar trebui să le îndeplinim. Poliția locală se va înființa în mod sigur, va avea probabil un număr la început mai redus de polițiști, dar cu timpul credem că ea va activa în condiții optime. Da, vă mulțumesc. Simt nevoie să vă răspund oarecum la întrebare sau să completez intervenția dumneavoastră. În bugetul pe care îl propun spre aprobare, la capitolul 6102, ordine publică, este prevăzut buget pentru înființarea poliției locale, urmând, după cum v-am spus, ca într-o ședință ulterioară să facem propunerea de schimbare, de modificare a organigramei și abia apoi proiectul acesta poate să prindă conturi. Mulțumesc! A cineva mai dorește să intervină? Mulțumesc frumos! Trecem la proiectul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2016-2017. Expunerea de motive în rezumat. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna aprilie 2017. Acest proiect este necesar pentru buna desfășurare a ședințelor Consiliului Local din luna aprilie și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești. Mulțumesc. Raport de specialitate. În temeiul legii 215/2001, corroborat cu hotărârea Consiliului Local 42/2011, urmează să dispune în consecință și să alege președintele de ședință pentru mandat de o lună calendaristică. Mulțumesc. Avizul comisiei. Avizul comisiei favorabil. Discuții? Domnul comisar, mulțumim frumos. Succes în continuare în activitatea dumneavoastră și numai bine. Pentru luna aprilie, președintele de ședință doamna va fi... Doamna Ceabot, Pădic Mihail, acceptați funcția? Da. Mulțumesc. Da. Cine este pentru? Abțineri, voturi împotrivă? Nu există, în unanimitate. Proiectul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind modalitatea de acordare a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea municipiului Onești. Expunerea de motive. Pentru repartizarea locuințelor de serviciu stabilite prin HL 179 din 21-12-2016 se impune stabilirea unor criterii în vederea evaluării și departajării cererilor, criterii cuprinse în prezentul proiect de regulament privind modalitatea de acordare a locuințelor de serviciu. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportul de specialitate, vă rog! Regulamentul privind modalitatea de acordare a locuințelor de serviciu cuprinde criterii care stau la bază de partajării cererilor solicitanților de locuințe de serviciu, iar în anexa numărul 1 a acestui regulament este prezentat modelul cadru de contract de închiriere pentru spații cu destinație de locuință de serviciu,
La elaborarea prezentului regulament s-au avut în vedere și au fost respectate prevederile următoarelor acte normative. Legea 114 din 1996, legea locuinței, hotărârea Guvernului numărul 1275 din 2000, cu modificările și completările ulterioare, și ordonanța de urgență numărul 40 din 1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință. Mulțumesc. Avizul comisiei. Favorabil. Și comisia 1 avizează favorabil proiectul. Discuții și marginea proiectului. Domnul consilier Zanu, aveți cuvântul. Da, am doar o mică întrebare. La criteriile, la punctajul pentru acordarea acestor locuințe, de ce nivelul studiului este mai important decât starea de sănătate? Și aici putem lua un caz la întâmplare, un absolvent cu studii superioare care la fel și suferă de boală și are copii în îngrijire, este defavorizat în fața unui posesor de doctorat. Dacă ar trebui totuși partea socială la pe considerare. Sau dacă este pe lege criteriul ăsta. Este pe lege, dar aici ne aflăm în fața locuințelor de serviciu. Pentru acele probleme pe care le spuneți dumneavoastră sunt pentru locuințe sociale. Caracter social, am înțeles. Mulțumesc, altcineva? Cine este pentru? Mulțumesc, trecem mai departe. În unanimitate de voturi, pentru. Am urmărit. Proiectul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 101 din 16 august 2016 pentru aprobarea procedurilor de evaluare a organizațiilor non-guvernamentale constituite în temeiul OG26/2000 în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea publică sau privată a municipiului Onești. Expunerea de motive? Da. Consiliul Local are inițiativa și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local potrivit legii numărul 215/2001 administrației publice locale, inclusiv în ceea ce privește sprijinirea societății civile organizate în organizații non-guvernamentale prin atribuirea unui spațiu având destinația de sediu. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 101 din 16 august 2016 s-a aprobat constituirea unei comisii care să aibă ca obiectiv evaluarea și selecționarea ONG-urilor care solicită atribuirea unui spațiu necesar desfășurarea activității, aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea acestei comisii, precum și a criteriilor de evaluare a persoanelor juridice, constituite în temeiul ordonanței de guvern numărul 26/2000, cu privire la asociații și fundații, în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu pentru sediu. Organizațiile neguvernamentale sunt structuri instituționalizate de natură privată, ce pot activa fie ca grupuri informale, fie ca persoane juridice și care sunt independente în raport cu orice autoritate publică. Ținând cont că ele nu urmăresc nici accesul la puterea politică, nici obținerea de profit, criteriile de care ar trebui să țină cont comisia mixtă la întocmirea listei de priorități sunt nevoile comunității într-un anumit domeniu. Scopul proiectului este impulsionarea organizațiilor neguvernamentale de a avea un spațiu unde să-și desfășoare activitățile specifice din domenii ca educație, știință, cercetare, cultură, protecție socială, minorități, drepturile omului, protecția mediului, protecția copilului, etc. Având în vedere că organizațiile neguvernamentale sunt active în orice domeniu în care se manifestă nevoia societății, iar pentru a nu avea de suferit ONG-urile care au un spațiu alocat de către UAT Onești, dar cărora nu le-a expirat perioada contractuală și doresc să-și renunească raporturile de locațiune, fie în același sediu, fie în altul, se impune abrogarea criteriilor de eligibilitate evidențiată la litera D de la punctul 1 din cadrul anexei 1 la hotărârea mai sus menționată. Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune abrogarea criteriului de eligibilitate, evidențiată la litera D, de la punctul 1 din cadrul anexei 1 la hotărârea de mai sus menționată, respectiv. Nu beneficiază și sau nu au beneficiat de un alt imobil aparținând proprietății publice sau private a municipiului Onești,
cu excepția celor a căror raporturi de locațiune au fost întrerupte din alte considerente decât din culpa lor, deoarece se consideră un criteriu respectiv. Față de cele arătate, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate. În prezent, proiect de hotărâre, inițiatorul propune Consiliul Local aprobarea criteriului de eligibilitate evidențială a litera D de la punctul 1 din anexa numărul 1 la hotărârea de Consiliul Local numărul 101/2016, respectiv, nu beneficiază sau nu au beneficiat de un alt imobil aparținând proprietății publice sau private a municipiului Onești, cu excepția celor a căror raporturi de locațiune au fost întrerupte din alte considerente decât din culpa lor, apreciind inițiatorul ca fiind un criteriu restrictiv. Raportarea prevederile legii 215/2001, coroborat cu ordonanța de guvern numărul 26/2002, urmează să deliberați. Mulțumesc. Avizul comisiei. Favorabil. Favorabil și din partea comisiei numărul 1. Discuții pe marginea proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului primarului municipiului Onești privind gestionarea patrimoniului din domeniul public și privat pe anul 2016. Expunerea de motive, domnule primar. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea raportului primarului municipiului Onești privind gestionarea patrimoniului din domeniul public și privat pe anul 2016. Toate bunurile aparținând unităților administrativ-teritoriale sunt supuse inventarieri anuale, iar consiliilor locale li se prezintă anual de către primar un raport asupra situației gestionării bunurilor. Activitatea de inventariere s-a desfășurat în perioada noiembrie 2016-ianuarie 2017. Raportul de specialitate. Domnilor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile articolului 122 din legea 215/2001, prevederile legii contabilității 82/91 republicată, actualizată, prevederile ordinului Ministerului Finanțelor Publice 2886 din 2009 privind aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, se prevede următoarele. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere potrivit prevederilor legii 82/1991 republicată și în conformitate cu reglementările fondurilor aplicabile, revin administratorului, ordonatorului de credite sau alte persoane care are obligația gestionării entității. Propunem Consiliului Local al Municipiului Onești pe analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind situația gestionării bunurilor din domeniul public și privat pe anul 2016. Mulțumesc! Avizul comisiei. Deci, proiectul a trecut doar pe la comisia numărul 1, care avizează favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? În unanimitate, proiectul a fost votat. Proiect de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea restituirii către bugetul de stat a sumei de 1.500.000 și diminuarea excedentului bugetar al anului 2016. Expunerea de motive, domnule primar. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind aprobarea restituirii către bugetul de stat a sumei de 1.500.000 de lei și diminuarea excedentului bugetar al anului 2016 este motivat de faptul că suma de 1.500.000 de lei nu a fost utilizată cu destinația alocată pentru sistemul de termoficare, iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrații Publice ne comunică inadmisibilitatea schimbării destinației și obligația restituirii acestuia către bugetul de stat, acestei sume. Mulțumesc! Raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri,
având în vedere prevederile următoarelor acte normative, în baza articolului 58, aliniatul 1 din legea 273/2016, articolul 36, aliniat 4, litera A, și articolul 45, aliniatul 1 din legea 215/2001 și hotărârea Consiliului Local 11 din 19 ianuarie 2017, privind aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar din anul 2016 din secțiunea de funcționare. Excedentul anului 2016 este în sumă de 5.625.203,77 lei și a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local 11 din 19.1.2017. Prin adresa primită de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, ne comunică prin adresa 4.127 din 13.2.2017 că suma de 1.500.000 lei reprezintă trebuie restituită la bugetul de stat. Față de cele menționate, excedentul bugetului se diminuează cu suma de 1.500.000, fiind în suma excedentul de 4.125.203,77 lei. Față de cele menționate, rog să analizați și să depuneți în consiliu. Mulțumesc. Avizul Comisiei numărul 1 este favorabil cu majoritate de voturi. Există discuții pe marginea acestui proiect? Domnul consilier Zarzu, altcineva? Aveți cuvântul, domnule consilier. Din păcate, această sumă care a stat la noi în 2-3 ani și speram să le găsim o utilitate în rețeaua de apă și canalizare, din păcate, suntem obligați să dăm înapoi. Nu consider o vină a administrației atât de mare cât mai mult a guvernului, care n-a înțeles că această sumă trebuie să rămână în municipiul Onești pentru unele oneșenii. Fiind investită în canalizare și apă, în rețeaua de apă, probabil că pierderi n-au fost atât de mari, n-au fost tentat să crească și de aceea consider că acest proiect, cel puțin eu personal, n-am înțeles. Înțeles. Dar trebuie să... Dați-mi voi să vă explic cum stau lucrurile. Nu vreau să mă transform astăzi în apărătorul guvernului, nici nu e cazul. Este o obligativitate să dăm banii înapoi, nu este după, să zic, după punul plan. Am înțeles. 1. 2. În acest sens avem un înscris. 3. Până anul ăsta nu am fi putut să cheltuim banii aceștia. Și înțeleg că au mai fost solicitări de schimbare a destinației făcute și de pe trei predecesorii domn primar. Știți la fel de bine ca și mine că am făcut aceste demersuri, dar înțeleg că schimbarea acum, după 3 ani de zile, nu este legală. Legea prevede că în maxim un an de zile se putea face acest lucru din ce am primit noi de la minister. În consecință, nici eu nu mi-aș dori ca acești bani să-i dăm înapoi la Visteria Națională, dar nu avem încotro. Mulțumesc. Mulțumesc. Votul pe proiectul 6. Cine este pentru? Abțineri? 2 abțineri? Voturi împotrivă? Nu. Deci au fost 2 abțineri. Mulțumesc. Proiectul 7. Domnul consilier Panfir, colegul nostru, are 2 amendamente. Este în drum spre primărie, spre noi, spre ședință. Vă propun ca proiectul cu numărul 7 să-l discutăm mai târziu și să trecem la proiectul 8. Aveți ceva împotrivă? Nu. Nu? Cine este pentru? Să abține cineva împotrivă? Mulțumesc. Deci, trecem la proiectul numărul 8 de pe ordinea de zi de azi. Domnul profesor, vă rog foarte pe scurt, spuneți-ne păsul dumneavoastră. Deci, bună ziua, chiar mi-e spuse că mâine, la ora 7, trebuie să ajung la Olimpiada de muzică, secțiunea muzică corală la Botoșan. Nu am mașină. Cu ce să mă deplasez? Deci toată lumea s-a oferit să-mi ofere motorină,
sau sponsorizare, dar nu am mașină. Și este olimpiada faza zonală la Botoșani și nu am mașină. Pentru 18 membri. Acum două săptămâni sau o lună mai precis a fost o olimpiadă asemănătoare la Bacău, atunci s-a găsit o soluție, la fel nu a ajutat. Pentru mâine nu avem soluții de microbus. Atenție, de, trebuie microbus să se deplaseze 18 persoane. Cu tot cu mine, 18, da, sunt 17 persoane. Membri și... E cineva care are o soluție, ne vine cu o idee, sigur că da, dacă l-am putea ar fi foarte bine. Mă dați seama că este suportată toată gardea la da, dacă aveți timpul necesar să mă așteptați, poate până la sfârșitul ședinței... Domn profesor, am lansat ideea și așteptăm ca cineva să vină cu o idee, cu o soluție pentru a vă putea ajuta. Lăsați-ne un număr de telefon și după ședință sper să găsim soluția bună pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Proiectul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații situate în perimetrul unităților de învățământ pentru instalarea unor automate de băuturi calde și cafea și a unor chioșcuri module pentru comercializarea produselor alimentare. Expunerea de motive, domnule primar. Mulțumesc. Acest proiect este inițiat în urma solicitărilor venite din partea Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi, Colegiului Tehnic Petru Poni, Colegiului Național Grigore Moisil și Colegiului Național Dimitrie Cantemir, în scopul de a oferi elevilor și profesorilor facilitatea cumpărării de băuturi calde și produse alimentare preambalate direct din incinta unităților de învățământ și în același timp de a suplimenta veniturile proprii. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Raportul de specialitate. Potrivit dispozițiilor articolului 36 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, urmarea adreselor folosite de către unitățile de învățământ conform anexă, se impune aprobarea închirierii de spații în vederea instalării unor automate de băuturi calde și spații pentru comercializarea produselor alimentare preambalate. Având în vedere atribuțiile legale conferite Consiliul Local, propuneți pe analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc! Comisia 1, aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Doamna consilier Mihaela Vădic, aveți cuvântul. Câteva întrebări. Aceste școli au fost predate prin protocol directorilor de școală spre administrare? Atunci apreciez că procedura de licitație trebuie făcută de școală. De învățământ și veniturile se constituie. Așa și este, numai că trebuie acordul nostru. Procedura și o 5% din veniturile realizate din sunt închirieri și din ocupare revin primăriei. Așa spune legea. Da, deși vor organiza licitația numai. Mulțumesc, doamna consilier. Domnul consilier Zarzu. Da, pentru licee este binevenit crearea unor spații pentru amplasarea unor module chioșcuri. Pentru asta sunt de acord, perfect de acord, pentru că elevii trebuie să aibă în pauze și o posibilitate să-și adiționeze mâncare sau ce are nevoie. Nu sunt de acord totuși cu aceste automate de băuturi calde, pentru că din punct medical acestea sunt anumite bombe pentru sănătatea lor. Eu, unul, dacă aș avea posibilitatea să nu consum de la aceste automate de băuturi calde, n-aș vrea, cu siguranță. Eu, pentru că știu că pentru sănătate nu sunt ok. Restul cu module chioșcuri sunt perfect de acord și chiar ar trebui ca toate școlile să aibă așa ceva. Domnule consilier, haideți să vă spun până la capăt cum stau lucrurile. Noi îndreptăm acum o greșeală și încercăm să aducem bani la bugetul local, spunându-vă acum că aceste automate de cafea sunt amplasate aproape la toate instituțiile de învățământ. Numai că există o problemă. Noi n-am încasat niciun ban. Forma cum au fost puse pe acolo, vă imaginați și dumneavoastră. În consecință, cred că este de bun augur aprobarea acestui proiect, tocmai pentru a
a legaliza o situație, de fapt. Deci ele există în momentul ăsta. Cam da. Și noi. Mulțumesc. Altcineva? Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? Mulțumesc. Ați contabilizat, domnule secretar? Yes? Da? E ok? Mulțumesc! Proiect de hotărâre numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare-primire 17.54 din 18.08.2010, partea contractului 16.886 din 18.08.2010 de delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat către SECE Domeniul Public și Privat Onești S.A. Expunerea de motive, domnule primar. Vă mulțumesc. În vederea desfășurării activității de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea cimitirilor, este necesară transmiterea ca bun de retur pe durata contractului de delegare a gestiunii a capelei de la cimitirul Borzești către SECE Domeniul Public și Privat Onești S.A., fiind necesară a se întocmi un act adițional la procesul verbal de predare primire pentru bunul. Raportul de specialitate, vă rog. Prezentul raport se referă la predarea primirea capelei care a fost realizată pentru cimitirul Borzești, în strada Ștefan cel Mare, capelă care a fost finalizată în anul trecut, are o valoare de inventar de 313.145 de lei și în baza contractului de delegare a gestiunii se solicită predarea în administrarea acesteia pentru a fi utilizată corespunzător. Mulțumesc! Comisia 1 acordă aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Am o secundă întrebare. Vă rog, domnule consilier. Această capelă nu era unei parohii? Dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Nu. Deci, cimitirul red este al nostru, cimitirul a fost cu trei. Și taxele încasează tot de pe tot. Da. Deci, nu, taxele la bugetul local, de pe tot. Mă rog, la bugetul local. Mulțumesc. Trecem la vot. Cine este pentru? Să abține cineva? Voturi împotrivă? Nu. Proiectul de hotărâre numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a municipiului Onești. Domnule primar, mulțumesc. Este necesar ca pentru delegarea serviciului de apă și canalizare din municipiul Onești să se realizeze prin intermediul unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu scop de utilități publice către un operator regional ce poate accesa fonduri nerambursabile și care va prelua sarcina realizării de investiții la sistemul de alimentare cu apă și canalizare pentru respectarea nivelurilor indicatorilor de performanță stabiliți de actele normative în vigoare. Mulțumesc. Raportul de specialitate, vă rog. Prezentul studiu are ca scop stabilirea soluției privind delegarea gestiunii serviciilor publice de apă și canalizare din municipiul Onești prin delegare directă către un operator regional. Pe lângă impactul favorabil asupra economiei locale, avantajele sociale ale acestei ADR rezidă din asigurarea apei potabile la standarde de calitate conform directivelor UE, asigurarea furnizării de servicii de calitate, disponibilitate de apă potabilă 24/24 la toți consumatorii, racordarea la sisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare a celor zone care în prezent nu sunt deservite, creșterea calității cadrului de viață și activității zonei, implicit crearea potențială a unor locuri de muncă. Mulțumesc. Avizul comisiei? Favorabil cu majoritate. Favorabil cu majoritate și comisia 1. Discuții, vă rog, pe marginea proiectului. Doamna consilier Mihaela Bădic, aveți cuvântul. Precizez că am solicitat prin mail niște lămuriri, nu le-am primit, așa că o să le adresez serviciului juridic. Înțeleg prin acest studiu de oportunitate că sunt prezentați încă o dată pașii pe care trebuie să-i parcurgem în vederea delegării serviciului de apă către un operator regional.
Este un document formal. Se face vorbire despre ADI, se face vorbire despre constituirea unui operator regional și apoi despre delegarea acestui serviciu. E vorba de o nouă constituire de un alt ADI, e vorba de constituirea unui alt operator regional. Nu m-am lămurit. Eu știu că municipiul Bacău, nu, să vă spun de ce acest raționament. După câte știu, municipiul Bacău încă nu a aprobat primirea în ADI a Oneștiului. Gândiți o strategie, o alternativă, o altă asociație de dezvoltare în eventualitatea în care această asociație comunitară nu permite accesul Oneștiului și dacă da, vorbim, suntem în faza în care discutăm despre delegarea serviciului, dar nu suntem în asociație, nu avem operatorul regional. Ne trezim direct la delegare. Am sărit celelalte etape. Sau, cum stau lucrurile de fapt? Mulțumesc. Haideți să vă explic eu pe scurt. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră era unul simplu, da. Dar nu știu dacă mai rețineți întrebarea. Și anume, dacă în condițiile în care un singur UAT din cele membre ADIB Bacău nu-și dă acordul cu privire la acceptarea noastră în cadrul asociației, noi nu vom putea să devenim membri ADIB, implicit nu putem deveni nici acționar CRAB. Aici este un capăt de drum. Ceea ce trebuie și putem face este să ne adresăm, și am și făcut, să ne adresăm unor alți operatori regionali. Acei operatori regionali au și ei au constituit ca și CRAB-ul o asociație intercomunitară de dezvoltare, un ADIS. Un ADI, nu ADIS, un ADI. Ca noi să avem informații, adică să putem lua o decizie, trebuie mai întâi să clarificăm dacă există un operator regional care dorește preluarea acestui serviciu. Ca să putem delega acest serviciu, trebuie să parcurgem niște pași și să avem anumite documente care stau la baza procesului de pretare-primire și a actului de delegare. Unul dintre documentele necesare este acesta, adică un studiu de oportunitate aprobat de către Consiliul Local, care acest studiu spune clar că acest serviciu nu poate fi și nu poate fi administrat în parametrii corespunzători de societatea din subordinea Consiliului Local. Există o comisie de analiză a Consiliului Local, aprobată de Consiliul Local, și analizează ofertele depuse de către alți de către operatori interesați de preluarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. Aceste informații sunt cât se poate de publice, vă stau la dispoziție și dumneavoastră, iar oricare dintre colegii mei, membri în această comisie, eu fiind președinte, vă pot spune ceea ce am analizat până acum. Am primit oferte de la doi mari operatori, zilele trecute am primit o scrisoare și de la operatorul regional din județul Bacău de la CRAB, care toate trei, să spun, entități își manifestă intenția de principiu de a prelua administrarea acestui serviciu. Urmează să parcurgem noi pașii legale care trebuie să-i îndeplinim pentru a putea, cum să vă spun încă o dată, pentru a putea delega acest serviciu. Suntem pe foaia de parcurs, în termenii stabiliți și în aproximativ, am spus, maxim 2 luni de zile, vom putea propune în Consiliul Local delegarea către un operator sau către altul. Până atunci parcurgem toate etapele solicitate de către operatorii interesați. Asta înseamnă că vom adera la un alt ADI? Asta înseamnă că vom avea... Este o variantă de lucru aceasta. Da, prin hotărârea de Consiliu precedentă, spunea clar că ne îndreptăm într-o direcție. Dacă acolo nu vom fi primiți în condițiile care le vrem noi, adică o politică de dezvoltare în interesul comunității oneștene, sume investiții, program de furnizare apei 24 din 24 și un preț pe metru cub pe care noi să-l putem achita, suporta, atunci căutăm și alte variante. Este o politică prin care ne adresăm și la alte
prin această schimbare a proiectului ne adresăm și către alți operatori interesați. E foarte bine că se încearcă o alternativă. Totuși, în acest studiu de oportunitate se precizează că această delegare nu poate fi făcută decât unui operator regional, dacă e vorba de o societate constituită prin aportul de capital al celor din ADI. Deci nu se poate face această atribuire directă. Asta înseamnă că ne vom constitui într-o altă asociație? Posibil, da. Vom adera la o asociație deja ființată. Nu spun de asociația de dezvoltare comunitară, vorbesc de operatorul regional care va administra acest serviciu. Acest operator regional, pentru a delega acest serviciu operatorului regional în procedură directă, așa scrie în studiul de oportunitate. Municipiul Onești trebuie să subscrie capitalul social al operatorului regional. Capitalul social? Al operatorului. Ca să facă, da. Da, e o discuție pe tema aceasta, noi am discutat-o și cu ceilalți operatori vis-a-vis de acest aspect. Se pare că există și clauze prin care putem fi doar membri în Asociația de Dezvoltare fără să fim acționari. Este un aspect pe care noi îl avem în studiu. Vreau să fac o precizare vis-a-vis de acest studiu de oportunitate, așa cum îi spune și titlul, este doar pentru stabilirea soluției optime de delegare, raportat la legea 51 pe 2006 și 249 pe 2006, în sensul că aceste acte normative prevăd posibilitatea unei gestiuni directe printr-un serviciu sau o societate din subordine sau delegarea prin licitație publică. De fapt, acest studiu ce face? A analizat toate aceste posibilități și s-a ajuns la concluzia pe care era de altfel de așteptat, că singura modalitate oportună este de a adera sau de a înființa, mai puțin probabil la momentul ăsta, dar de a adera la o asociație de dezvoltare intercomunitară și implicit de atribuirea directă către un operator regional, indiferent care va fi el. Ceea ce a spus și domnul primar, au fost trei scrisori de intenție adresate la trei operatori regionali cu trei asociații de dezvoltare intercomunitară. Urmează ca acea comisie să prezinte un raport detaliat și să stabilească care va fi Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și operatorul regional, după care este foarte posibil ca acest studiu de oportunitate să fie modificat, să fie pliat pe acea Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, pentru că are un statut și un act constitutiv după care trebuie să ne pliem și după operatorul regional respectiv. Este un act cu caracter general, urmând ca după ce se va lua soluția să facem o hotărâre de asociere la un Exact. Tot ce înseamnă atribuire de delegare, probabil un nou studiu de oportunitate în funcție. Eu am întrebat dacă se referă la DIP și CRAP sau dacă e vorba de o nouă asociație. Înțeleg că se ia în calcul și o nouă asociație. Mulțumesc. Dacă mai există discuții, întrebare. Vă rog, domnule consilier. Ce două localități în județul Bacău care nu vor să intrăm la DSR, știți, să știu? Sunt 12. Sau 12. S-ar putea să le punctăm. Da. Care sunt? Wow. Nu le avem la mine. Județul Bacău, municipiul Bacău, municipiul Moinești. Letea Veche. Letea Veche. Leceana. Urechești. Giosen. Deci, în fine, avem lista și ce am făcut. Le-am trimis și acestor UAT-uri cu termen de rezolvare a problemei până pe 14. Dacă nu vom primi până atunci o hotărâre de Consiliu din partea dânșilor care va atesta, să zic, acceptarea intrării municipiului Onești în ADIP, considerăm că este un răspuns negativ și nu se dorește ca noi să intrăm în... Deci e vorba județul Bacău, municipiul Bacău, Moineștiul Alde, și Bacău e PSD, ca. Și județul tot așa, da? Deci vreau să vedem cam unde sunt cei care ne doresc bine. Prietenii noștri. Da. Crestul, Letea, Veche, Căricean, aștia sunt mare brață, că trebuie să fie cineva și mare brață. Mulțumesc. Alte discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Abținere?
O abținere? Voturi împotrivă? Domnul consilier Zarzu, abținere. Mulțumesc. Trecem mai departe. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Onești la programul de stimulare a înnoirii Parcului Autonațional, programul RAB la 2017, în vederea achiziționării unor autoturisme prin acest program de către municipiul Onești. Domnule primar, expunerea de motive. Vă mulțumesc. Având în vedere gradul avansat de degradare al autovehiculelor aflate în proprietatea municipiului Onești, propun casarea autoturismelor aparținând parcului autopropriu al primării municipiului Onești și întocmirea dosarului de înscriere la programul de stimulare a înnoirii parcului autonațional. Este vorba, bineînțeles, nu de casarea tuturor mașinilor, ci a celor care sunt în exact într-o stare foarte de tot. Mulțumesc. Raportul de specialitate, vă rog. Domnul consilier, supus aprobării dumneavoastră, participarea municipiului Onești la programul de stimulare a înnoirii Parcului Autonațional, programul RABLA 2017, în vederea achiziționării unor autoturisme prin acest program, pentru parcul autoproprio al instituției, înlocuind astfel autoturismele uzate și amortizate 100%, care urmează a fi predate spre casare colectorului autorizat, obținând certificatul de distrugere în vederea radierii acestuia din circulație și obținut astfel tichetul valorii în valoare nominală de 8.000 de lei per autoturism. Față de cele arătate mai sus, consider că proiectul de hotărâre respectă prevederile legale și de procedură și propun Consiliul Local al Municipiului Onești aprobarea acestora la noua prezentare. Mulțumesc. Comisia 1 acord aviz favorabil cu majoritate de voturi. Discuții pe marginea proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? În unanimitate, proiectul a fost votat. Proiectul de hotărâre numărul 12. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 84 din 28.10.2011 privind aprobarea modalității de gestiune a caietului de sarcini și a regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Onești, modificată și completată prin hotărârea Consiliului Local 169 din 20.12.2016. Domnule primar, vă mulțumesc. În vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare municipiului Onești pentru perioada temporară de gestiune, este necesar ca SECE Domeniul Public și Privat Onești-SA să poată încheia un protocol pentru a asigura serviciile necesare funcționării activității de furnizare apă potabilă, în acest sens impunându-se completarea HCD numărul 84 pe 2011. Mulțumesc. Raportul de specialitate, vă rog. Adresa numărul 36 din 21 martie 2017, înregistrat în cadrul instituției noastre, SECE Domeniul Public și Privat Onești-SA, ne comunică necesitatea încheierii unui protocol pentru desfășurarea activității secției MO, apă, canală, în condiții de eficiență. În acest sens, se impune completarea prevederilor articolului 2 din cadrul hotărârii Consiliului Local numărul 84 din 28.10.2017. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez eforturile care se fac în acest parteneriat început la finalul anului trecut. O singură dorință am să confirm încă o dată legalitatea proiectului. Am avut aceste discuții și în AGA. Atunci am avut o reținere neavând, au fost doamnele juriste într-adevăr de la DBB. Acum există și un cuvânt al domnului secretar. Dacă e tot ok, nu văd nicio problemă să... Doriți să interveniți? Mulțumesc. Doamna consilier, aveți cuvântul? Da, am o întrebare directă. Dacă este prevăzut undeva în legea achizițiilor publice, că achizițiile publice de bunuri și servicii pot fi făcute prin protocol? Păi despre asta vorbim. Legalizăm un protocol în baza căruia se achiziționează bunuri și servicii. Vizați de legalitate. Este legal? Da, e o situație din punctul meu de forță majoră. De ce spun lucrul acesta? În măsura în care s-ar merge pe legea achizițiilor publice, vă spun că în următoarele
două, trei, patru luni municipiul nici nu va avea apă. Care este cauza? Achiziția directă are un plafon de aproximativ 30.000 de euro. Achiziția directă înseamnă o procedură care durează două zile. DPP-ul are în administrare acest serviciu de vreo 3 luni de zile, nu mai știu cu aproximație. Ce anume a împiedicat conducerea să facă aceste achiziții directe conform procedurilor legale? Și de ce nu se pot face conform procedurilor legale în continuare aceste achiziții? Haideți să vă explic eu de ce. Vă rog. Ar fi trebuit să vă explice domnul Paris, dar văd că astăzi este mai timid. Despre ce este vorba? Despre anumite instalații care sunt în patrimoniul societății ISC, știți care, să nu-i mai pomenesc nici numele acum. Mai precis, uitați un singur exemplu, o instalație de clorinare. Ca primăria municipiului, ca Consiliul Local Oate Onești, prin DPP, să achiziționeze astfel de instalație, în primul rând este și scumpă, în al doilea rând durează foarte mult, în două zile, clar, nu rezolvăm problema. Și depășește pragul de 30.000 de euro. În al treilea rând, dacă pot spune că există și o parte bună al acestui mare calvar prin care trecem, uitați, este aceea că acea societate comercială, prin grija administratorului și nu numai, au pus la dispoziție în continuare aceste, să zic, instalații cu titlul gratuit până acum. Dacă și le-ar fi luat acasă, nu știu ce făceam. Despre situația asta am eu cunoștință și cred că la situația asta se face referire. Dar suntem cu toți de acord. Întrebarea este de ce nu se respectă procedura, că au trecut 3 luni de zile. De ce ar trebui să treacă 3 luni de zile? Vă dau și aici un răspuns. Cu toții ne-am gândit, în primul rând eu și dumneavoastră, că acest serviciu public de alimentare cu apă și canalizare municipiul Onești să fie în administrarea DPP cât mai puțin timp. Nimeni nu s-a gândit că va dura 3, 4 sau 5 luni de zile. În acest sens, nu. Să știți că toată strategia asta am subscris și eu la ea, să nu zic am emis-o. N-aveam de gând să o păstrăm și în acest context nu ne-am propunit să cumpărăm instalații pe banii bugetului local care vor fi administrate de către ceilalți. Nouul operator care va veni și vom delega prin HL acest serviciu public, va avea în grijă, în primul rând, achiziționarea acestor echipamente care sunt necesare sau indispensabile activității de furnizare a prin municipiul Onești. Ăsta este raționamentul meu. Dacă domnul Paris are, eu știu, alt punct de vedere sau simte nevoia să completeze, vă rog frumos să o faceți. Mulțumesc. Domnul primar, foarte bine a spus. De fapt, acest serviciu a început să continuăm, adică de la 12 noapte al continuăm și trebuia să facă achiziție la ora 8 dimineața. Dacă voia să intru cineva în legalitate. Nu, doamna nu are, doamna consilier nu o va... Deci, pus o problemă de legalitate și de înțeles. Aș vrea să pun problema așa. Având în vedere, eu cred că este o mică scăpare. Nimeni nu știa la început cum se va desfășura acest serviciu. Dar din moment ce s-a predat activitatea, s-a predat personalul, nu trebuia predată și toată logistica necesară, că aici nu numai clorinarea, este chiar și programul de contabilitate de emitere de facturi, care este un program cu totul special. Deci noi am fost legați umbilical de vechi operator, nemai punând la socoteală faptul că o mare parte din personalul care e predat către noi lucrează în continuare pe cele utilaje strict specifice, vidanje, buldoi excavatoare, mine, toate, și lucrează pe celeași utilaje în continuare. Nu am găsit metoda încă, dacă legea achizițiilor publice este în vigoare, această modalitate ca să facem anterior această prevedere. Mulțumesc. Doamna consilier? Da, mi-a spus punctul de vedere. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? 4 abțineri, da? Împotrivă? Liberare nu bea apă. Mulțumesc. Este jenant. Nu are acest mare legătură. Trecem mai departe. Deci trebuie să facem un front comun la această activitate cu toții. În campania electorală, domnul Lazar, mi-aduc aminte, problema apei la Cărăboaia, semnături în tot orașul.
Și acum când e vorba să ne asumăm cu toți o răspundere pentru această chestiune, ne abținem. Nu-i corect. Mulțumesc. Mulțumesc. Proiectul 13. Putem trece mai departe, vă rog. Proiectul numărul 13, retrag. Mulțumesc, domnule primar. Trecem la și proiectul. Și de ce retrag? Nu e un secret. Am făcut o scrisoare către Consiliul de Administrație la DPP, care va convoca OAGA pe acest subiect. Este vorba despre tarife și statul de funcții. Statul de funcții la DPP. Au apărut niște decalări sau decalaje între angajații care i-am preluat de la Apă Canal și cei care erau deja la DPP, în sensul în care pe același post sunt diferențe mari de salarii. Un inginer care a lucrat la Apă Canal și preluat la DPP are un salariu mult mai mare decât un inginer de la DPP. În acest sens am inițiat acest proiect, dar îl vom soluționa prin Consiliul de Administrație și ALDA. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule primar. Proiectul de hotărâre numărul 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice a documentațiilor tehnice pentru obiectivele modernizare, calea județului DN11A municipiul Onești, reabilitare și reabilitare pod pe DN11, kilometru 129-831, peste râul Trotuș, municipiul Onești. Expunerea de motive, domnule primar. Acest proiect este inițiat în urma identificării unor surse de finanțare prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și fonduri europene, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, PNDL-2, cum știe toată lumea. Fiind realizate documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivele menționate, documentații și indicatori tehnico-economici ce trebuie aprobate de către Consiliul Local. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Raportul de specialitate. Acele două proiecte vizează modernizarea infrastructurii rutiere. Modernizarea căii Abjurului se referă la consumul cuprins între Rădeana și intersecția cu strada Redului. Ca și lucrări, sunt prevăzute lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere, respectiv a părții carosabile, se va sparge tot betonul și se va reface infrastructura, se vor reface toate straturile corespunzătoare, se va asfalta la final, se vor amenaja trotuare, rigole, descurgerea apelor, o lungime de 10 km, se va capta torentul care, la ora actuală, în momentul în care sunt precipitații, produce inflații ale carosabilele. Și toate aceste valoare este de 18.371.473 de lei. Se încadrează în standardele de post aprobate prin hotărârea guvernului. Cel de-al doilea obiectiv este reabilitarea podului pe DN11 peste Trotuș, care, după cum știți, a fost... Doamna Bordă, e un pic mai tare, sunt lucruri atât de importante, nu vă auzim bine. În reabilitarea podului va fi făcută tot fonduri propunem să se atragă fonduri din cadrul PNDL-ului, prin PNDL. Proiectul propus va consta în reabilitarea tot a celor două sensuri. În sensul că nu se va extinde podul la 4 benzi, deci vor rămâne sau optat pentru cele două benzi, pentru că costurile sunt mult mai mari și s-ar părea că investițiile nu s-ar programa ca o sumă propuse. În acest sens, se păstrează cele două sensuri și se refac inclusiv benzile de susținere și partea de spațiu. Aceasta este. Mulțumesc! Doamna Bordei, Comisia 1 acordă aviz favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect. Domnule consilier Emil Lemnaru, aveți cuvântul. Este un lucru deosebit. Faptul că se reușesc ca cele două lucrări mari din Onaș, respectiv DN11, calea județului, cât și podul, să fie inclus într-un program guvernamental și este inițiativa bună a domnului Gnatiuc și a faptului că a găsit deschidere la doamna Sevil Șaidec în urma vizitei făcute la Bacău. Acest lucru ne dă curajul și speranța oneștenilor că cu aceste două lucruri făcute cum trebuie, dăm garanție tuturor celor care trec peste podul, peste Trotuș,
cât și pe Calea Ajutorului, care astăzi este o carte de vizită total nepotrivită pentru municipiul nostru. Faptul că noi ne ducem la patru benzi, la podul peste Trotuș, cred că e o chestiune aceea că linia dublă ferată se oprește în gara la Urești. Că probabil dacă mai mergea în sus, era și podul la două benzi. Sau dacă autostrada Urești-Bacău-Brașov era inclusă în program, ar fi fost și acesta la patru benzi. Dar nimic, e un pas important pentru noi că, din punct de vedere asigurării influenței către Bacău, Comănești și alte zone, se va asigura în siguranță pentru cetățenii care traversează municipiul nostru auto. Sau... Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna consilier Bădic, Mihaela, aveți cuvântul. Vreau să spun că pot fi și eu de acord cu domnul Lemnaru, măcar o dată. Sunt cele mai bune proiecte care au fost propuse, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt cele mai vitale. Sigur, dacă am găsit o soluție și pentru apă, ar fi foarte bine. Sper că este în termen. Eu știu că oarecum s-a terminat perioada de depunere pentru PNDL. Au fost atunci este foarte bine. Știu că a fost un termen și... N-am înțeles din ce spune domnul Lemnaru, vor fi și finanțate sau sunt doar depuse? Că e o diferență. Și finanțate. Vor fi. Aș putea să vă sugerez, știu eu oarecum, să încercați să bateți monedă pe faptul că de fapt le dăm 15 miliarde la buget și măcar pentru început să ne dea pe ea, cei care dăm de la termoficare. Avem convingerea că au greșit PSD la acelor. Da, și dacă aveți nevoie de susținere a reprezentanților noștri, știți că domnul senator a fost alături de dumneavoastră și i-a trimis toate documentațiile și ne-am rugat să fie alături să susțină aceste demersuri. Nu cred că va fi probleme și va fi toate deschidere. Mai puțin la mulțumesc. Haideți să fim cât se poate de cinstiți și cu noi înșine și cu ceilalți. La Ministerul Dezvoltării nu poți să te duci cu dorințe sau cu vise, ci poți să mergi cu proiecte. Proiectul a fost depus, proiectele pentru finanțare la cele două investiții, Calea Ajutorului și Pod peste râul Trotuș, au fost depuse în termen legal, dar trebuie completate, pe lângă acest HL, și cu alte documente. Din păcate, nu am avut o documentație realizată pentru cele două investiții, mă refer SF sau DALI, să nu mai vorbim de proiect. Lucrăm la acest capitol cu pași rapizi și foarte mult de finanțarea acestor două obiective ține de realizarea documentației, adică documentația trebuie să fie corectă, întocmită, în primul rând, și apoi completă. În acest sens avem și am propus această hotărâre de Consiliu Local. Și vreau să vă și anunț, în luna aprilie, mai precis, din informațiile care le-am până acum, pe data de 13, domnul ministru al transporturilor va fi prezent la Onești, într-o vizită ce cuprinde județul Bacău, pe trei mari investiții sau investiții, puncte de interes public. Podul de peste râul Trotuș, centura Bacăului și drumul național 11 între Onești și Bacău. O să vă invit să luați parte, să fiți prezenți la această vizită și dumneavoastră, bineînțeles, dacă vă permite timpul și doriți. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier, sergentul Adrian, aveți cuvântul. Doar o întrebare, că am găsit aici în memoriu justificativ, se schimbă categoria de drum? Nu, drumul rămâne în drum național, este în administrarea noastră, dar în hotărârea de guvern. Aici am undeva în memoriu justificativ, la un moment dat spune categoria 3, în altă parte categoria 4. Nu, e greșit. Trebuie corectată, rămase la proiectanță. Mulțumesc, altcineva dorește să... Mulțumesc, trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă, în unanimitate proiectul a fost votat. Revenim la proiectul de hotărâre 7, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al municipiului Onești pe anul 2017, a bugetului multianual, a bugetului de activitățile autofinanțate a listelor de investiții pe 2017.
Expunerea de motive, domnule primar. Ce faceți? Plecați de la... Că părăsește lumea slava, nu știu ce se întâmplă. Facem o pauză de spre analiză. Pentru buna desfășurare a activităților primăriei și a instituțiilor ce DSV serviciile publice subordonate, este necesar a fi estimate și aprobate veniturile generate și a cheltuielilor ocazionate. Ocazionate, da. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate, vă rog. Doamnelor și domnilor consilieri, bugetul local al municipiului Ionești a fost fundamentat având în vedere indicatorii macro și microeconomici din al municipiului Ionești. La fel ca și în anul precedent, veniturile constă din impozite și taxe locale la care se adaugă cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Veniturile bugetului local pe anul 2017 sunt în sumă de 93.880.000 lei, cu un excedent de 4.125.000 lei. Orice cheltuială, iar cheltuielile bugetului pe anul 2017 sunt în sumă de 98.005.000 lei. Orice cheltuială efectuată din bugetul local trebuie să fie oportună, eficientă și necesară. Și în anul 2017 se va acorda o atenție deosebită cheltuielilor de capital în vederea definitivării lucrărilor de investiții începute în anul precedent și investițiilor noi. Principalii factori care au stat la baza fundamentării veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale au fost prognozele principalelor indicatorii macroeconomici, scrisoarea cadrului Ministerului Finanțelor Publice, veniturile realizate în anul 2016, politicile și strategiile locale, precum și prioritățile stabilite, propunerile de cheltuieli, programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă la nivel local. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 este prezentat în cele 11 anexe ale situației prezentate dumneavoastră. Față de cele prezentate, rog să analizați și să dispuneți în consecință. Mulțumesc, doamna Bordei. Avizul comisiei... Mai am un amendament de spus. Față de forma inițială transmisă domnilor consilieri, inițiatorul proiectului, domnul primar, a făcut o modificare de trecerea sumei de 30.000 lei la Colegiul Tehnologic pentru prepararea unui gabinet. Haideți că facem amendamentele și le discutăm. Da, sunt mai multe amendamente pe care trebuie să le prezentăm, sigur că da. Mi-aș fi dorit să fie și inițiatorul amendamentului. Cei de la PNL, văd că aveți amendament, dacă doriți să susțineți. Da, dacă îmi permiteți, primul amendament a fost depus de domnul secretar. Deci aici am să-i dau citire. De fapt, l-aveți l-aș și primit. Dumnealui solicită propunerea modificarea anexei 5, reprezentând lista obiectivelor de investiții, de la capitolul 5102 Autorități Publice, dotări se reduce suma de 218.000 lei de la punctul 1, calculatoare plus imprimante și rămân 10.000 de lei. Și suma de 76.000 de lei de la punctul 1, 3 server și rămân 10.000 de lei. De la capitolul 7002, servicii de dezvoltare publică și locuințe, lucrări noi, se reduce suma de 26.000 de lei. De la punctul 3, rețea, canalizare, alimentare cu apă și refacere, infrastructură, strada Talpăr și rămân 482.000 de lei. Total suma disponibilă, 320.000 de lei, care este propus să fie alocată la capitolul 6602, sănătate, punctul 2, cheltuieli de proiectare pentru un nou proiect la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. În cadrul axei 3, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute și carbon, prioritatea de investiții 3.1. Mulțumesc, domnule secretar. Consilierii liberare au și un amendament. Domnule Ciprian, Zarzu? Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș vrea să întreb pe domnul director de spital vis-a-vis de primul amendament, dacă îmi permiteți. Haideți să prezentăm amendamentele și după aceea... Le sigur, 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 okay. Sigur. Mulțumesc. Eu pot să-l prezint eu, l-am aici, dacă... Da? Mulțumesc.
Se modifică anexa 5 privind lista de investiții propuse a se realiza în anul 2017, având ca sursă de finanțare bugetul local și fonduri nerambursabile, adăugându-se punctul 2.10 la capitolul 70.02 servicii de dezvoltare publică și locuințe, având ca obiectiv proiectare iluminat public cartierul Lanul Gării, strada Lanul Gării Onești. De la punctul 2.2 rețea canalizare strada Redului, Vasile Alexandrii, Serelor și Eternității, se reduce suma de 5.000 lei și se direcționează la punctul 2.10. Mulțumesc. Sigur că da, îl rog și pe părintele Constantin Alupei, care a avut răbdare să ne asculte toată ședința, să spună punctul de vedere. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, domnule viceprimar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați reprezentanți ai presii, distinsă asistență. Am aici un memoriu, o adresă către domniile voastre. Avem în centru, desigur, focalizarea spre domnul primar. Domnule primar, ne aflăm copleșiți de umilința de a face din nou apel de suflet la bunăvoința domniei voastre, de a ne veni în ajutor pentru investiția continuării lucrării Catedralei Ortodoxe Bogorârea Duhului Sfânt din Onești, cu o contribuție substanțială, ce să fie prevăzută în bugetul pe 2017 de 1 milion de lei. Luptăm cu multă greutate ca să convingem suflarea ortodoxă pentru a înțelege ce înseamnă acum, la începutul mileniului 3, a construi locașuri deosebite unde se înalță sufletul și se preamărește numele lui Dumnezeu. Biserica este un locaș în care orice om poate asista fără taxă sau bilet de intrare, la un spectacol sublim, regizat și binecuvântat de însăși Creatorul Lumii, căci din nefericire pentru cei rămași la nivelul exclusiv al materialului, Dumnezeu există. Nu spunem numai noi care putem fi bănuiți de pledoarie pro domo, ci și nenumărați oameni de știință, care au ajuns la Dumnezeu tocmai prin multa lor știință. De altfel, cu toții vom afla, mai devreme sau mai târziu, acest adevăr fundamental. Cu efortul neînchipuite, am ajuns să realizăm construirea la Roșu a Catedralei, prin cofinanțarea primăriei și a parohiei, unde, în condiții încă necivilizate, ne adunăm o bună parte din rândul ortodoșilor oreșteni și ne rugăm în duminici și sărbători. Românii ortodoxi, care nu au încetat să construiască biserici chiar în vremurile cele mai vitrege ale istoriei noastre, au uitat să mai fie ctitori. Există oare o cinste mai mare decât să fii pomenit în veci de veci pentru contribuția adusă la înălțarea casei lui Dumnezeu? Oare nu se merită ca bunii creștini ortodoxi atât de pe Valea Trotușului, Cașinului, Oituzului, Taslăului, cât și din municipiul Onești, care își caută cu un figurare o identitate culturală să o găsească și să o îndeplinească prin catedrala care se reprezinte? Domnule primar, vă cunoaștem verticalitatea pe care o aveți, precum și preocuparea față de interesele orașului nostru pentru a intra pe făgașul cel bun și nu ne îndoim că noi, enoriași acestei catedrale oneștene, împreună cu preoții și Consiliul Parohial, vom beneficia de ajutorul ce vi-l cere pentru împlinirea gândurilor de a ne închina într-o prea frumoasă biserică. Potrivit devizului general estimativ, alăturat, cheltuielile se ridică la peste 5.089.657 lei. Ce s-a focalizat spre lucrări, structură, lucrări, arhitectură, instalații interioare, încălzire centrală, instalații sanitare interioare, instalații electrice, iluminat și prize forță, instalația de gaz, instalația de sonorizare și sistem detecție și alarmare la incendii. Aceste lucrări se impun să se realizeze de urgență,
urmând apoi confecționarea mobilierului și executarea picturii în tehnica fresco. Precizăm că parohia s-a ocupat de întocmirea proiectelor pentru instalații de la punctele 3, 4, 5, 6 și 7 din devizul general estimativ anexat și stereotomia, adică proiectul executării pardoserii interioare. În curs de a fi executat se află proiectul privind lucrări de structură și lucrări de arhitectură. Menționăm că s-a executat catapeteasma din lemn de stejar, precum și icoanele în număr de 62 bucăți din mozaic. Totodată este proiectată și icoana Maicii Domnului Platitera, de pe bolta altarului și se lucrează la executarea în mozaic a acesteia. Ne păstrăm speranța că acest apel de suflet va găsi ecou atât în conștiința domniei voastre, cât și a doamnelor și domnilor consilieri, devenind ctitori de mare onoare aici în Onești. Dorim ca la împlinirea a 100 de ani de la Unirea cea Mare și a Primului Război Mondial să aibă loc în cadrul ceremoniilor și târnosirea Sfântului Altar de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Dar dacă nu vom realiza punctele care sunt cele mai importante, desigur că nu putem beneficia de un astfel de oaspete și de un astfel de târnosire altarului catedral. Vă încredințăm de aleasă considerație și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dorească sănătate și bună sporire în activitatea domniei voastre, cât și a doamnelor și domnilor consilieri. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Doriți, domnule primar, să intervenim? Aș dori să intervin, să fac anumite clarificări pe de o parte, cât și să vă spun ce modificări am mai gândit în buget pe care în bugetul față de bugetul prezentat către dumneavoastră spre studiu. Și acum aș începe să mă adresez în primul rând părintelui Alupei, inspector, spunându-vă următoarele lucruri. Cea mai mare problemă în realizarea acestui proiect, în momentul de față, nu sunt bani. Și vă explic și de ce. Banii o să alocăm cât putem și ne străduim să mai găsim și alte surse. O să vedeți imediat ce propuneri fac eu Consiliului Local și urmează ca Consiliul Local să aprobe sau nu modificările propuse de mine. Problema e că constructorul care a lucrat până mai alaltă ieri la catedrală a reziliat, în primul rând, i-a și expirat contractul pentru lucrările de la catedrală. Greșesc, doamna Bătăi? Deci nu mai avem constructor acolo. Ce se întâmplă în momentul de față? Există un rest de execuții. Ați menționat dumneavoastră mai devreme în ce constă și valoarea, o valoare estimată. Deci dintr-un total de executat, constructorul și-a adus misiunea până la un anumit, să zic, nivel, urmând ca noi să reluăm o procedură. Aici e problema. Procedură de care va selecta un nou constructor. O procedură de achiziții publice. Pereți de execuții. Asta mă sperie cel mai mult, că va fi o perioadă destul de îndelungată din ce, cum văd eu că se mișcă, nu în primăria municipiului Onești, cum se derulează o procedură în sine, cu contestații, cu clarificări, cu fel de fel de etape ale procedurii. Deci mai devreme de câteva luni de zile, noi demarăm, acum avem și buget, demarăm de îndată procedura. Mai devreme de câteva luni de zile, situația privind nouul constructor nu o vom avea, din păcate. Aceasta cred că este cea mai mare problema noastră. Dacă procedura o desfășuram în perioada rece și acum în primăvară aveam un constructor, aveam și banii, lucrurile erau clare. Tare mie că o să finalizăm procedura prin vară și o să fie foarte puțin timp de executat lucrări în sezon cald. Este bine totuși că mare parte din lucrări se desfășoară în interior, dar și acolo e nevoie de căldură, alte costuri și așa mai departe. În consecință, vă propun, stimați domni și doamne consilieri, următoarele modificări. De la cheltuieli totale, capitolul 5102, Administrație Publică Locală,
diminuarea sumei alocate, care m-am prezentat-o de 7.500 de mii de lei, cu 200 de mii de lei, adică cu 2 miliarde bani. Ulterior o să vă spun unde intenționez să ducem acest bani. Deci de la capitolul 51.02 propun diminuarea cu 200 de mii de lei. De la capitolul 54.02, alte servicii publice, diminuarea de la 930 de mii la 800 de mii, deci cu 130 de mii. De la capitolul 67.02, cultură, religii, diminuarea sume de 1.471 de mii cu 171 de mii, rămânând 1.300 de mii. Și de la capitolul 68.02, asistență socială, de la 5.561 diminuăm cu 400 de mii, rămânând 5.161. Să vă spun din ce sunt aceste diminuări, ca să nu înțelegem greșit. Este vorba despre salarii aici. Salariile de la administrația publică locală, adică angajații primăriei municipiului Onești, de la capitolul 54.02 este vorba despre asistență socială, cultură și religie, este vorba despre angajații de la bibliotecă. Nu, asistența socială, am spus-o mai jos, cu 400 de mii de lei. Adunând aceste sume pe care le propun să diminuăm capitolele mai devreme menționate, obținem undeva 701 mii lei, adică 7.100.000, pe care îi propun să îi direcționăm în următoarele capitole. La catedrală, deja în buget, din câte văd, avem la capitolul 67.02, cultură, religie, avem la pogorârea Sfântului Duh alocate 2 miliarde de lei. Propun suplimentarea acestei sume de 2 miliarde cu 350 de mii de lei, adică cu 3 miliarde jumătate. Pentru realizarea capelei mortoare de la Sfântul Nicolae, acolo există și o problemă pe care ne-au adus-o în atenție cei de la Direcția de Sănătate Publică, vis-a-vis de condițiile minime impuse pentru funcționare, trebuie construită o nouă capelă mortoare. Propun alocarea sumei de 150 de mii de lei cu această destinație, adică 1.500.000.000. După cum bine știți, Consiliul Județean, printr-o hotărâre de Consiliu, a alocat o construcție în spatele primăriei, la centru Alexandra, cu destinație sediu protoierie. Propun și aici să alocăm 100 de mii de lei, adică 1.000.000.000, pentru amenajarea acestui spațiu. Deci 350, 500, 600. Iar diferența de 3 miliarde și cât mai este 301 mii lei, propun să îi ducem la capitolul 70.02, locuințe și dezvoltare publică. La dezvoltare publică, mai precis la DPP. Și vă spun și de ce. Bugetul pe anul trecut la DPP a fost de 108 miliarde de lei, anul ăsta propus 105. Îmi doresc să fie minim cât anul trecut, bineînțeles că vor fi și rectificări anul acesta, că nu ne vom descurca cu banii ăștia, dar vreau să vă spun că diminuările pe care le-am făcut la capitolele menționate mai devreme, nu, atenție, nu periclitează cu absolut nimic funcționarea. Nici a primăriei, nici a Direcției de Asistență Socială, nici a bibliotecii, având salariile asigurate. Vă mulțumesc frumos. Poftiți. Mulțumesc, domnule primar. Au fost date jos la personal, sunt 900 de lei. La microfon, doamna. Sumele care le-am dat jos la personal. Da, 901. 901. Și am spus 350.000 catedrale, 150.000 Sfântul Nicolae, 100.000 protoierie, deja sunt 301.
Și mai rămân 300, omul care se duc la DPP, asta am spus. Și toți ăștia merg pe investiții, primele trei, da? Catedrale, pe investiții. Păi, cam așa. Sigur. Vedem, discutăm. Mulțumesc. Da, pe investiții, la catedrală n-avem cum să punem pe reparații. Clasă, investiții. Mulțumesc. Vreau să trecem mai departe la discuții pe marginea. Aș dori să vorbesc și despre amendamente, dacă îmi permiteți. Sau ulterior, nu? Sigur că da. Trecem la discuții, iar după aceea vedem ce amendamente vă însușiți din cele patru și le discutăm, le supunem votului. Discuții, vă rog, pe marginea acestui proiect. Doamna Vădic, doriți să vă... Da, aveți cuvântul. Să se dezmeticească domnul consilier. E vorba de amendamentul care l-ați propus dumneavoastră. Am studiat videul de finanțare pe post prin ASA 3, care propune dumneavoastră, prin care dumneavoastră propuneți finanțarea unui nou proiect. Am văzut măsura, nu știu exact la ce se referă acest proiect și pentru că este și domnul director, întreb ce s-a întâmplat cu acest proiect care l-am aprobat anul trecut, care viza, după câte știu eu, tot cam același lucru, tot o eficientizare din punct de vedere energetic. Pentru că nu cred că pot fi depuse două proiecte cu finanțare europeană pe același tip de proiect. Ce s-a întâmplat anul trecut, în ce stadiu este și ce, propune, ce se propune concret prin acest proiect. Și cheltuielile proiectare știu că sunt eligibile, se regăsesc în deviz, probabil pentru cererea de finanțare, pentru consultanță, probabil pentru asta sunt banii pe care propuneți, nu? Cred că v-am chipuit că dacă proiectul din, de anul trecut era eligibil, aflam cu toții, nu? Anul trecut a fost un alt tip de aplicare. Acolo era primul venit, primul servit. Știți că la un dat chiar eram în panică, noi de timp, și erau calculate pe zile dacă reușim să depunem sau nu. Până la urmă am hotărât să depunem. Axa asta de finanțare e... Nu un pic. Și deci nu s-a aprobat acest proiect? Nu, nu, nu. Proiectul nu a fost declarat eligibil, da. Am înțeles. La acel moment chiar preluasem conducerea Consiliului de Administrație. Am zis, haideți să încercăm totuși împreună cu domnul primar să vedem, poate reușim să prindem. Aici este vorba despre altceva. Proiectul este mult mai amplu și vizează eficientizarea spitalului sub toate aspectele. Adică, bine, noi asta ne propunem. Proiectantul o să vină și o să spună ce anume se poate face și ce nu se poate. Din principiu, discuțiile au fost următoare. Schimbare de sisteme de încălzire pe clădire principală, schimbare corpuri de iluminat, schimbare ferestre, anvelopare termică și mai vedem cu panourile de deasupra spitalului sau pompe de căldură. Aici sunt niște discuții de ani de zile, nu știm ce o să găsească proiectantul și dacă e eligibil pentru Onești. Clădirea este una destul de mare. Din discuțiile pe care le-am avut, avem un spital aproximativ de dimensiunea Spitalului Municipal Brașov. Sunt câteva sute de metri mai diferență între cele două spitale. Cheltuielile sunt pe măsură, într-adevăr sunt eligibile, cum corect ați remarcat, ele se vor trage din proiect. Am făcut acest amendament pentru că chiar dacă pe această axă de finanțare nu este vorba despre primul venit, primul servit, are mare importanță și momentul la care depunem proiectul. Știți foarte bine, dumneavoastră lucrați în domeniul, nu trebuie da, să povestesc. Da, sunt ceva mai mulți bani decât până absolut, acum. Absolut, da. Este un program generos, acum depinde de cum va fi făcut și sperăm că vom fi mai norocoși. Pe Nord-Est sunt aproape 30 de milioane de euro, din câte știu, 20 ceva de milioane de euro, mai sunt eligibili. Eu nu știu dacă se alocă pe regiune, știu că se alocă pe național. Pe regiuni, sigur se alocă pe regiuni, asta da. Da, dacă vă mulțumește, răspundem da, cam asta nu, am vrut să... Nu ne-ați informat referitor la proiectul de anul trecut și nu am știut că nu a fost finanțat, că se cam repeta obiectul proiectului. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mergem mai departe. Domnul consilier Cristea, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am un amendament verbal pe care aș vrea să-l fac și care poate fi adoptat doar cu voința inițiatorului proiectului, pentru că nu am reușit să mă încadrez în termenul legal cu depunerea lui înscris. Dar am să-i rog și pe colegii noștri să... Domnul primar, doamna Ghiba, dacă puteți auzi, vă rog.
propun transferarea 10.000 de lei de la capitolul 5102 pentru clubul sportiv Trotușul, care se află sub ordinea primăriei, și am să vă rog, doamna Ghiba, să deschideți un cont pentru el. Asta, bineînțeles, dacă domnul primar își însușește amendamentul formulat. Da, da, fără nicio problemă. Mulțumesc. Domnul consilier Zarzu. Da, am doar câteva precizări care le-am discutat și în comisie, dar și domnul primar a trebuit să ia de ele. E vorba de anexa de la piață investiții, acolo se spune cheltuieli de proiectare, dar cred că este și execuție. Doamna Bordei mi-a confirmat lucrul ăsta, da, da. Trebuie totuși să precizați acest lucru și colegilor. Și mai este un lucru tot așa de cheltuieli de proiectare, bănesc că este și execuție. La rețea canalizare a strada Redului, Vasilea Săviselilor și Eternității, e trecut la proiectare, unde 5 miliarde. Bănesc că este și execuție, dacă se poate colecta lucrul ăsta. Și mai am o singură întrebare, veșnică întrebare cu sala polivalentă, când sperăm să o putem folosi pentru scopul pentru care a fost construită. Mulțumesc, domnule consilier, domnul primar. Din păcate, nimeni nu poate da un răspuns cert. Și vă spun și de ce. Documentația privind avizul PSI este în lucru, pe procedură de achiziție publică. Tot acolo am făcut foarte multe lucrări impuse de către noile norme de securitate, și anume cu iluminatul de urgență, cu anumite uși pe un anumit sens, cu o bară care separă nu știu ce sens acolo. Sunt condiții impuse de către ISU, lucrăm la ele. Foarte mult ține de ISU când se va întâmpla lucrul ăsta și de noi, bineînțeles, dar aceea situație pe care o avem la sala polivalentă o avem și la bibliotecă și la muzeu, și o situație mai complicată o avem la primărie. Dar lucrăm pentru obținerea tuturor avizelor pentru clădirile pe care vi le-am menționat mai devreme. Bun, problema la sala polivalentă, cea cu ISU, știm de 2 ani. Problemele anterioare le-am tot denunțat. Sunt doar de hidroizolație, care gândesc, nu cred că s-a reparat. Problemele de sală... La sala polivalentă? Sala polivalentă, sunt nu avem hidroizolație. Din acoperiș plouă. E altă discuție. Sau, mă rog, și... Da. Privind învelitoare. S-au mai făcut lucrări și se mai fac lucrări de întreținere prin grija domeniului public și privat. Sunt lucrările acestea de îngrijire a construcției și comenzi. Mulțumesc. Alte discuții pe marginea proiectului? Mulțumesc. Dar pe de faptul că au fost foarte multe modificări apărute în structura bugetului, vă propun... Aș dori să discut despre amendamente și apoi, dacă și apoi, da, nu nicio problemă. Rupem oarecum discuția deci, în două și nu mai știm ce... E ok, dar, e foarte bine, domnule primar. Da, mulțumesc. Au fost 4 amendamente, da? Să începem cu ordinea depunerii, domnul consilier Panfil. Domnul Panfil a depus un amendament cu două subpuncte. Și anume, că se diminuează... De la capitolul dotări se reduce cu 218.000, punctul 1.1 calculatoare imprimante și rămân 10.000 și suma de 76.000 la server. Mi-aș dori să pot să accept toate amendamentele și să mi le și asum. Am purtat acum o discuție cu șeful serviciului IT, domnul Simion, prezent aici în sală, care îmi spune că ar fi o problemă dacă nu achiziționăm serverul. Eu nu știu cât e adevărat sau nu acest aspect, dacă e o problemă sau nu, dar nici n-aș risca, în eventualitatea în care nu se achiziționează, o blocare a sistemului de lucru la taxe și impozite. Referitor la cei 218.000, pot să îmi însușesc această parte din... Vă rog să-mi permiteți și mie după un pic. Da, vă rog. Deoarece mă gândesc că voi găsi soluții ulterioare cu doamna director Ghiba pentru a completa sau a reîntregi această sumă pentru calculatoare într-o perioadă rezonabilă, adică o lună, două luni de zile. Trebuie să vedem și cum stăm cu primul trimestru, de asta vă spun. Cât colectăm, cum colectăm, care sunt sumele
Și în funcție de asta, dacă avem sume colectate suplimentar, care ne asigură bugetul de funcționare și lista de investiții, putem să reîntregim și la calculatoare. Partea cu serverul, dați-mi voie să fiu rezervat și să nu hotărăsc eu prin asumare. Aș vrea să reformulez un pic amendamentul. Am înțeles și eu aceeași chestiune, că problema cu serverul este una stringentă. Motiv pentru care înțeleg să lăsăm suma de 76.000 aferent acestei chestiuni, da, pentru că arde, și să încercăm, evident cu acordul doamnei Bordei, de unde am luat suma de 26.000 de lei, doamna Bordei, da, de la capitolul 7002, Servicii de Dezvoltare Publică și Locuințe, să luăm diferența de 76.000, urmând ca la prima rectificare bugetară să căutăm soluții alternative. Ideea e că suma de 320.000 ar trebui foarte, foarte repede, ar trebui aprobată prin buget. Dacă este în regulă, eventual fac această modificare ca domnul primar să-și... Da, doamna director. Domnul consilier, vreau să vă întreb. Noi am mai prins la capitolul sănătate 320.000 la transferul, la spital. În afară de ăia... Eu nu i-am văzut pe cei 320.000. Sunt 320.000 în anexa numărul. Capitolul 66 transferul. Deci vă rog să avem și acești 320.000 ca să fim siguri. Deci, da, două sume. Da. Și banii aceștia... Pentru că eu nu i-am văzut cu ce de aia, vă spun. Nu, deci sunt în anexa numărul 1. Am purtat discuția. Acum vreau să vă întreb, acești bani rămân în lista noastră la investiții, se fac lucrările de către primărie sau îi dau tot pe transferul, dau 6.400.000 direct la spital? Nu. Deci nu sunt pe lista noastră de investiții. V-am spus, sunt cheltuieli de proiectare, consultanță și acel studiu seismic care ne este absolut necesar la spital, da? Da. De care spitalul se va ocupa. Deci trebuie transferați, absolut, da. Deci, și actualizarea acelui studiu de eficiență energetică, pentru că nu corespunde criteriilor. Deci toți cei 6.400.000 îi pun pe transferuri pentru spital. Da. Doamna Bordei, este în regulă să luăm de la... Da. Bun, mulțumesc. Domnul primar, am rezolvat și cu serverul. Nu știu ce ați rezolvat. Păi nu, haideți că am înțeles toți și niciunul. Adică eu cel puțin vă mărturisesc, că de obicei pricep așa lucrurile, dar de data asta mărturisesc, n-am priceput. Și anume, amendamentul prin care, partea de amendament prin care diminuați sau reduceți de la calculatoare imprimante cu 218.000, mi-o asum. Okay. Partea cu serverul... Am retras-o oricum. Ați retras-o. Da, dar nu mai discutăm. În schimb, suma de 76.000 da. Va fi luată de la... De la 702. Da, ce înseamnă? Doamna... 76 plus 26. Locuințe și dezvoltare publică. Adică e partea de... De la rețeaua de canalizare și alimentare cu apă și reparații infrastructură Talpău, deci de la obiectul acesta. Dar nu putem, că pe Talpău avem proiectul făcut și trebuie să-l... Adică e proiect făcut... Ideea este că dacă el va fi aprobat pe PNDL și are foarte mari șanse să fie aprobat, atunci se va reconstitui fondul care este... Am înțeles. Haideți să mai avem puțină răbdare, că în 2-3 luni de zile avem, o lună, două luni, avem rezultatul pe PNDL, care primesc finanțare și care nu. Dacă a primit finanțare, realocăm iar sumă. Problema de acolo. Dar n-aș risca să fac lucrul ăsta. Atunci rămân cu un deficit de 76.000 de lei, pe care trebuie să-i găsim de undeva. Facem o rectificare. Deci, ulterior, dar fără 76.000 de lei, am înțeles. Deci îmi asum amendamentul... Da, o să vedem cum facem. Cu prima modificare, da? A înțeles toată lumea? Mai ales dumneavoastră? Nu. Domnul secretar, vă rog să... Da, deci din amendamentul domnului Panfil, de la capitolul 5102, autorități publice, suma de 218.000 de lei de la capitolul 1.1, calculatoare imprimante, a fost însușit de domnul primar. Da, corect. Pentru suma de 76.000 de lei de la punctul 1.3 server, domnul Panfil renunță. Corect. Și rămân 86.000 de lei, 10.000 plus cei 76.000 de lei acolo. Corect. Da. La capitolul 7002, Servicii de Dezvoltare Publică Locuințe, se reduce cu 26.000 de lei de la punctul 3, rețea de canalizare. S-au renunțat și la acești 26.000. Nu, vreau să rămână doar 76.000, să știu că ne găsim mult mai ușor. Și atunci, fiind însușite de către domnul primar... Da, o să sunt.
De la Talpor rămâne doar în forma prezentată 26.000 de lei, atât se va lua. Acolo putem fără aia 26.000. Bun, putem trece mai departe, da? Haideți să vorbim despre amendamentul PNL referitor la diminuarea sumei de la capitolul dezvoltare 7002 la Nugări. Nu, se ia de la punctul 22, rețea canalizare strada Regiului Vasile Alexandrii, 5.000 de lei. Da. Și se alocă această sumă pentru proiectare iluminat public cartierul la Nugării. Îmi însușesc amendamentul. Mulțumesc, domnule primar. Mai rămâne proiectul domnului Cristian Alexandru, care la... Da, e însușit. Și atunci, pauză, dragi colegi. Știți ce vă rog? 10 minute pauză, da? Asta e tot de asta face politica. Domnul avocat, au fost foarte multe modificări. Intervine doamna Bădic, aveți cuvântul. Doamna Ghiba, imediat vă dau cuvântul și dumneavoastră. Mulțumesc. Cu precizarea că voi vota acest buget, pentru că este instrumentul prin care primarul încearcă să-și ducă la îndeplinire ceea ce și-a propus, deci nu voi fi un obstacol în calea domniei sale. Doresc să subliniez că mi se pare ușor inechitabil și că voi veni cu un proiect de hotărâre sau amendament în a doua parte a anului, în semestrul 2, când se va vedea, practic, execuția pe primul semestru, referitor la celelalte biserici. Știu că nevoile nu sunt aceleași și, într-adevăr, catedrala are nevoie de cei mai mulți bani pentru că este o lucrare care durează de foarte mult timp. Dar să nu uităm că mai sunt două biserici care au lucrări în execuție și Biserica de la Mal și Biserica din Satul Catolic. Așadar, nu am un proiect de hotărâre, nu am un amendament, dar vă propun să luați în calcul ca după execuția primelor două trimestre să alocăm, știu eu, să facem rectificare și să alocăm sume și pentru aceste două biserici în funcție de creditele pe care le vom putea avea la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna consilier. Domnul consilier Pamfil, aveți... După o atentă recitire a bugetului împreună cu doamna director, am ajuns la concluzia că totuși cei 320.000 se regăseau de fapt într-o anexă, motiv pentru care eu renunț la amendamentul în ceea ce privește sumele. Da? Deci avem banii deja puși pe transferuri, am înțeles de la doamna Ghiba. Mulțumesc, doamna 320, da. Mulțumesc, domnule consilier. Doamna Ghiba, vă rog frumos. Aveți cuvântul. Haideți să vă spun că nu am ultima discuție. Am spus că propun o sumă de 30.000 de lei pentru liceul tehnologic. N-am spus de unde luăm bani. Dacă a renunțat domnul Pamfil la amendament și bine că a făcut lucrul ăsta, luăm exact unde a renunțat dânsul. Și anume de la capitolul 5102, calculatoare plus imprimante. Suma de 228.000 va rămâne 190.000. Mulțumesc! Putem trece mai departe, doamna Ghiba? Vă rog să ne faceți o citire la toate modificările, pentru ca să, în momentul trecerii la vot să e clară pentru toată lumea, modificările făcute. Da. Se reduc la cheltuieli de personal următoarele capitole. Capitolul 51, administrație publică cu 200.000 lei. Capitolul 54, evidența populației cu 130.000 lei. Capitolul 67 cu 171.000 lei. Și capitolul 6802 cu 400.000 lei. Totalul 901.000 lei. Se suplimentează. Capitolul 6702 materiale, adică proiectul care a fost adresa primisă de părintele paroh, și capitolul 6702 investiții la catedrala ortodoxă, cu 350.000 lei la investiții. Iar la capitolul 7002 materiale,
cu 301.000 lei la capitolul 70 DPP. Se reduce de la capitolul 7002, de la investiții, de la punctul 2 cu 2, 5.000 de lei și se suplimentează punctul 2 cu 10, cu 5.000 de lei, proiectare iluminat la lungări, pe investiții. La capitolul 51, materiale, se reduce cu 10.000 de lei pentru Clubul Sportiv Inițiativa domnului consilier și se duc la capitolul, merge la capitolul materiale, la capitolul 6702. 10.000 de lei. Și ultima modificare, 30.000 de lei se iau de la calculatoare imprimante, de la anexa 5, se iau 30.000 de lei și se duc la capitolul materiale, 30.000 de lei la capitolul 6502 la liceul de tehnologic. De la bugetul local, lună de lună, ceea ce privește serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, până acum aproximativ 15 miliarde de lei vechi. Și avizele, întocmirea documentațiilor pentru avizele ISU la toate instituțiile de învățământ din municipiul Onești. Vreau să vă spun că bugetul necesar este de aproximativ 17 miliarde de lei. Iată că împreună toate aceste sume duc undeva la 60 de miliarde de lei vechi, bani pe care i-am fi putut folosi pentru dezvoltare. Nu ține nici de mine, nici de dumneavoastră faptul că aceste impunere ale legii trebuie să le aplicăm astăzi, dar este important că împreună am hotărât în control dirijăm bugetul consolidat pe cei direcții de dezvoltare și țin să vă mulțumesc încă o dată pentru votul dumneavoastră de astăzi. Mulțumesc, domnule primar. Aveți cuvântul, domnule părinte, sunteți bucuros? Da, sunt într-adevăr bucuros, o să se bucure creștinii. Eu nu s-au auzit la catedrală, probabil deja, cred că prin mass media aud. Deci nu întâmplător, pentru prima dată, probabil, anul acesta bugetul s-a desfășurat în postul mare. Și nu întâmplător, a fost la numărul 7 astăzi dezbaterea lui. Și nu întâmplător ați aprobat cele 550.000 pentru catedrală, care înseamnă un număr deosebit. 5 este alcătuit din 2 și 3. 3 înseamnă Sfânta Treimii, care este pogorârea Duhului Sfânt. Iar 2 înseamnă firea omenească și firea dumnezească a Mântuitorului. Dacă Oneștiul nu mai are o industrie puternică și ne pare rău de ceea ce au făcut părinții tinerilor și bunicii tinerilor de astăzi, s-ar părea că Oneștiul se va dezvolta din punct de vedere spiritual. Care va fi un câștig pentru municipiul Onești și pentru locuitorii municipiului Onești. Eu vă mulțumesc, domnule primar, în primul rând domniei voastre și domnule președinte, că mi-a dat cuvântul și tuturor doamnelor și domnilor consilieri. Să fiți sănătoși, să vină un Paște bun, cu sănătate, cu bucurii, pentru domniile voastre și pentru toți oneștenii și pentru tot românul de aici și de pretutine. Vă mulțumesc! Mulțumim, mulțumim! N-am cerut. Capitolul diverse, vă rog. Cine se înscrie la cuvânt? Da, sunteți spicul și veți vedea lucrul acesta. Domnul consilier Panfil, aveți cuvântul. Sunt dator cu informare, pentru că legată tot de spital, evident, știți foarte bine, a apărut în presa centrală, mai întâi în presa locală și mai apoi în presa centrală, informații despre acea operație pe care doctorul, trebuie să mă uit și atent, că are un nume, profesorul dr. Wilhelm Friedl a făcut-o la Onești. Așa cum am arătat, am demarat o anchetă și am ajuns la o concluzie în ceea ce privește această operație. Vreau să vă citesc acest comunicat pe care Consiliul de Administrație l-a întocmit. În urma verificărilor efectuate,
având în vedere și adresa numărul 14.444 din 20.03.2017 a primarului municipiului Onești, pentru că am fost sesizați în această chestiune și de primarul municipiului, Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Onești, Sfântul Ierarh Dr. Luca, formulează următorul punct de vedere. Operația desfășurată în cadrul spitalului nostru de către profesorul Dr. Wilhelm Friedel și conferențiar Dr. Paul Sârbu s-a făcut cu respectarea legii. Astfel apreciem că au fost respectate toate procedurile stabilite de legislația specifică, după cum urmează. La data de 2-3-2017, Casa de Asigurări de Sănătate a județului Bacău a fost încunoștințată despre oportunitatea desfășurării intervenției chirurgicale prin adresa numărul 3388 din 2-3-2017. În aceeași dată, Casa Județeană a Asigurărilor de Sănătate Bacău aprobă demersul, sens în care se încheie actul adițional numărul 13, cu aceeași dată, prin care se alocă suma necesară achiziționării protezei în cauză. Prin Programul Național de Ortopedie Endoprotezați Adulți. Orice asigurat are dreptul legal la decontarea protezei din program, iar pacientul în cauză era asigurat conform legii. Procedura de achiziție a respectat prevederile legale conform referatului numărul 1948 din 7-2-2016 și a comenzii numărul 728 din 6-3-2017. Conform deciziei numărul 9 din 31 octombrie 2016 a Colegiului Medicilor Români, profesorul Dr. Wilhelm Friedel deținea avizul de practică ocazională a profesiei pentru medicii din Uniunea Europeană, obținut de la Colegiul Național al Medicilor Români, Colegiul Teritorial Iași, unde medicul operează curent. Prin urmare, Colegiul Național al Medicilor Români cunoștea activitatea domnului profesor. Menționăm că intervenția a fost responsabilitatea medicilor de la Onești, medici ortopezi oneșteni, iar cei doi profesori universitari, respectiv dr. Wilhelm Friedel și conferențiarul dr. Paul Sârbu, au avut calitatea de consultanți științifici cu privire la tehnica operatorie modernă, conform protocolului operator numărul 83 din 16-3-2017. În concluzie, intervenția chirurgicală a respectat toate procedurile prevăzute de lege, iar Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca și-a îndeplinit toate obligațiile legale. Față de aceste aspecte, apreciem că parte din informațiile apărute în presa centrală nu se confirmă, situație regretabilă în raport de imaginea și reputația spitalului nostru. Vă mulțumesc! Domnul Pașin, am și o întrebare. Consiliul de Administrație prezintă această dare la fiecare operație care se face la spitalul Moine? Onești? Nu, domnul consilier. Spune și de pacient. E un pacient deosebit? Despre asta era vorba în știre. Că era soțul doamnei manager, care a preferat să se opereze la spitalul din Onești, nu se plece la altă parte. E viu, mă rog, în stare, încă este la pat. E bine că este viu, că eu cunosc un spital unde s-au făcut astfel de operații de medici veniți din altă parte și doi au murit. Eu apă rudele pentru... Deci e bine, e un lucru bun că e sănătos. Deci domnul director din grijă îmi spune că a început să... Dar eu dacă aș fi fost în locul domnul Secar, aș fi evitat. Domnul consilier, Consiliul de Administrație are atribuții doar în ceea ce privește legalitatea. Moralitatea nu o punem în discuție, urmează fiecare să... Da. Mulțumesc, domnule consilier. Altcineva? Cine dorește? Cine? Consilier Elena? Pentru domnului primar, haideți să găsim posibilitatea să trimitem corul ăsta la Olimpiada, la Botoșani. Eu am găsit o mașină. O să suport eu onorarul șoferului sau nu știu cum. Domnul Lazar a zis că se implică și dânsul. Nu știu, dar putem găsi niște motorină sau... Au spus că au motorină, că au motorină. L-au salvat. Nu au mașină. Am găsit mașină, dar n-aveau motorină. Nu, el spune că are motorină, schimb, nu are mașină, motorină. Dacă eu am vorbit cu el acum, domnul... Deci înseamnă că dumneavoastră vă spune că poate... n-are motorină, dar are mașină. Poate i-a promis cineva că are motorină. Dar în consiliu a zis că are bani de motorină și n-a găsit mașină. Așa nu-ți spune. Și mie mi-a spus la fel, da. M-a sunat și pe mine, dar a zis că nu are... A zis că a găsit un sponsor care îi pune la dispoziție motorină, dar... Păi ai cu totul altceva. El mie mi-a spus că i-a promis niște motorină, deci are promisiune de motorină. E promisiune, nu? Data trecută, promisiunea aceasta am onorat-o eu. Știu. Dacă
trebuie să onorez tot eu o altă soluție. Nu eu o voi onora, că și așa am salariul prea mare. Nu, din salariul dumneavoastră păi nu. Din salariul cui? Nu. Salariul nu. Soții nu poți să-i cer bani. E mai complicat. Bun, eu o să pot cât... Nu, dar sunt dispus, nu vreau să fiu ironic. Acum, sunt dispus să ajut și eu la această deplasare, pentru că cred că... Mașina era bună pentru... Domnul avocat, cam de ce spuneți? Să ne transformăm într-o practică. O mie de lei. Haideți că rămânem după ședință și stăm în plan acolo. Deci cu autocarul, vă spun cât mă, știu care sunt consumurile, câți da, kilometri până... Am un care dă mașina. 500 km de sunt toți. Până la Botoșani? Nu, sigur că da. 10%, 50 de lei de motor. Eu am plătit asta la 1800 de lei la ora. Mașina e rezolvată. Mașina e rezolvată. E cu tot 1000 de lei, domnul. Cu mașină, cu motorină, cu șofer. Dragi colegi, cei care vrem să punem o mână de ajutor, să rămânem în holul primăriei și cred că avem posibilitatea de a ajuta acest profesor să ajungă la această competiție la Botoșani. Alte intervenții? Vă rog, domnule consilier. Domnul Pantic, acum s-a pus această operație pe genunchi, am înțeles că este, da? De șor. De șor. Cu artroză. Bun. E un început. Va continua Spitalul Municipal să facă asemenea operații fără probleme. Dom'le, bari cu așa ceva să intrăm pe firmamentul cu Măinești. Adică cel puțin la concurență cu Măinești. Domnule consilier, dați-mi voie și mie să vă spun. Am avut bucuria să stau de vorbă cu acești doi medici după operație la câteva minute. Pe unul dintre ei îl cunosc foarte bine, este vorba de doctorul Paul Sârbu. Oricând va veni acest medic la Onești, oricând va fi chemat, oricând cu mare, mare bucurie va veni și va opera din nou la Onești. Am găsit aici colegi profesioniști. A fost curios să vadă ce înseamnă Spitalul Onești. A fost deranjat de alte lucruri mai puțin plăcute, dar va reveni oricând va fi solicitat Paul Sârbu, alături de acest medic român plecat de mulți ani în Germania. Dacă îmi permiteți să spun și eu, vă rog, domnule, o apreciere personală. Pentru mine a fost o surpriză neplăcută turnura pe care a luat-o acest fenomen. Mă rog, această operație, despre asta discutăm. Pentru că peste tot unde au operat acești doi medici a fost un eveniment excepțional. La Moinești a scris toată presa. Au venit renumitul doctor Friedel, a operat alături de medici moineșteni, în schimb de experiență. La Vaslui, sunt articole în presă, am citit. Aceeași extraordinar evenimentul în sine, vă dați seama, este un câștig pentru spital și pentru comunitate. La noi a fost întâmplare neplăcută cu persoana pacientului. Toată lumea n-a mai văzut ce se întâmplă. A, cine-i pacientul? Pe de altă parte, nici pe doctor Secară, parcă nu mi-e la îndemână să fie auzit că s-a operat în altă parte. Foarte bine că a făcut-o aici. S-a devenit un adevărat român. Deci, de principiu, și ca să răspund la întrebare, această colaborare va continua și părerea mea e că se va intensifica. Am recomandat conducerii spitalului și am ajuns cu toții la un consens să facem la câteva luni, la jumătate de an, o echipă de 2-3 pacienți cu afecțiuni mai deosebite, da, care necesită această... Și cei doi profesori, sper să mai vin acum, că după pățanie de la Onești s-ar putea să... trebuie să-i convingem. Ca idee, cât a costat acea proteză de contactă de ceasă? 13.000 de lei. Cât? Eu nu am o proștiență de... Da, nu mă interesează factura. Eu așa am înțeles greșit. Dați o secundă că avem documentație aici. Dacă permiteți să vă răspund. Eu m-am axat pe chestiune de legalitate. Spitalul nostru este programul național de protezare, primul spital din județul Bacău, înaintea spitalului județean. Se pun de peste 5 ani proteze la Onești. Nu s-a pus o proteză de calitate superioară a acestei proteze. Trece la o altă fază a protezării. Pentru că medicina evoluează. Aproximativ anual se pun 6-7 proteze de câți bani ne permite casa de asigurări să punem. Și domnul doctor a respectat, rândul nu s-a băgat în fața nimănui și este un pacient cu asigurare firească. Chiar dacă este medic,
Există o listă de așteptare la Casa Județeană, la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și beneficiază cei care au... Care se înscriu. Care se înscriu și au... Vă rog, dacă nu mai sunt alte discuții, îi dăm cuvântul domnului secretar Spânu, apăsăm tasta 5 pentru limba franceză și... Revine în subiect episodul Franța. Am primit o invitație de la compatrioții noștri, prieteni și frați de la Izim. O invitație pentru perioada 19-13 septembrie 2017 de a participa cu o delegație, pentru că anul acesta se împlinesc 20 de ani de la începerea sau se aniversează 20 de ani de la primul francofoniei. Dumnealor au mai avut și o solicitare, dar a fost foarte greu să o onorăm sau, mă rog, să găsim soluții. Ar fi dorit ca toți cei 20 de premianți anual ai premiilor francofoniei să fie prezenți la această aniversare. Din păcate n-am găsit decât vreo 3, restul toți sunt plecați în străinătate, nu știm mai nimic de ei, nici cu ajutorul unităților de învățământ nu am reușit să-i găsim. Noi, pentru că au fost mult mai mult discuții acum 2 ani când s-a deplasat acea delegație, vă prezentăm această invitație și urmează ca dumneavoastră să dați curs sau nu invitație. Perioada 9-13 septembrie 2017. Mulțumesc! Declar închisă ședința ordinară de astăzi. Mulțumesc pentru participare!